Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Atacul barbar al Rusiei împotriva Ucrainei a provocat o emoție teribilă la nivel global și un număr uriaș de tragedii personale. Sunt sute de mii de familii ucrainiene care sunt acum au viața complet schimbată, se refugiază în țările din vestul Ucrainei, în Polonia, sunt foarte, foarte mulți în Polonia, în Ungaria și sunt mulți și în România. Am înțeles că în ultimele zile au intrat în țara noastră peste 50 de mii de refugiați din Ucraina, în general femei cu copii, bărbații nu pot părăsi Ucraina pentru că sunt mobilizați. Ca atare, am vrea să vorbim cu, dacă e cineva pe recepție, cumva, care a ajutat refugiați ucrainieni zilele acestea. Am văzut imagini de la Isaccea și de la Vama Siret și din nordul țării. Este o mobilizare formidabilă a românilor, a organizațiilor non-guvernamentale, a bisericii, oameni care s-au dus acolo, care și-au oferit sprijinul, au dus mâncare, oferă cazare, se organizează cu transport. Este ceva formidabil și cred că trebuie să vorbim despre asta. Așa că dacă e cineva pe recepție care a ajutat refugiați ucrainieni zilele acestea la graniță sau altfel, am vrea să vorbim, să ne spuneți de ce și cum. Și până ne sunați la 0372 069599, aș vrea să difuzez un scurt pasaj ca să ilustrăm câtă emoție stârnește această agresiune. Aș vrea să difuzăm un scurt pasaj dintr-o traducere a unui discurs al președintelui ucrainian Zelensky, transmis și la o televiziune germană, televiziunea Welt. Translatorul este o doamnă, este de origine ucraineană. Și vă rog să fiți atenți ce se întâmplă cu vocea acestei doamne când Zelensky începe să vorbească despre cum au atacat trupele ruse civili și inclusiv copii și când Zelensky descrie ce se întâmplă în țara lui. Ascultați cu atenție. Das ist ein Genozid. Ich habe darüber mit UN-Sekretär gesprochen. Russland ist auf dem Weg des Bösen. Russland muss ihre Stimme in UN verlieren. Ukraine. Wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні. Entschuldigung. Așadar, asta e când un translator încearcă să vorbească despre ce se întâmplă în țara ei, de fapt. Traducătoarea televiziunii Welt din Germania, care este de origine ucraniană, nu a reușit să ducă până la capăt traducerea a ceea ce spunea președintele Zelensky că se întâmplă în Ucraina. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.